Salut! Vreau să-ți arăt cum să faci un puzzle din nivelul 1, adică cu dificultatea 1. Este format din două piese din lemn, care le-am aici, și din așa două piese identice ar trebui să formezi o piramidă. Și crede-mă că nu toți rezolvă acest puzzle așa de rapid. Unii pierd minute întregi pentru a uni două piese între ele. Hai să arăt cum să faci așa un puzzle. Așa, mai întâi îți arăt în ce constă acest puzzle. Avem două piese identice. Cum facem o piramidă? Rezolvarea este foarte simplă când o știi din start, dinainte. Una se pune așa, alta așa. Și piramida este gata. Așa, luăm așa o scândură. De grosime undeva de 5 cm, 4,5 așa. Lățimea nu importă. Așa. La utilajul care de tăiet punem 34 de grade. Da? Aici 34 grade. Start. Așa, am dat unghiul de 34 și facem unghi la scândură, aici într-o parte. Așa, după ce avem un unghi tăiet aici, măsurăm 4 cm jumate. Așa. Și vom tăia același unghi, 34 de grade. Invers, așa. Așa, și acum am obținut un triunghi lung, așa, din care se poate scoate mai multe piese. Facem aici un unghi, tot de 34, așa. Acum măsurăm 4 jumate aici, 4 jumate de aici încoa și vom face unghiul invers, același unghi. Cum poți vedea, este același unghi în toate părțile. 34, 34, 34 și 34 de grade. Important, mărimea care o avem aici, 4 jumate sau 5 cât ai tu, aceeași mărime va fi aici. Așa, pentru a tăia unghiul al doilea. Hai să o facem. Și așa prima piesă este gata. Mai facem una. Așa, în total mi-au ieșit 4 piese, foarte bine. O să am 2 puzzle-uri. Controlăm dacă unghiurile s-au primit bine. Așa. Foarte bine. Dacă undeva iese, se poate de mai tăiat un pic. Sau de șlefuit. Așa, a doilea. Da, s-au primit destul de bine. Din prima poate să nu se primească bine, dar din a doua, a treia se primește. Cu o bandă de șlefuit le șlefuim un pic și rămâne doar să le vopsim. Poți să alegi niște ulei de in ca să vadă structura. Poți să alegi vopsea cum vrei. Așa, la final am vopsit una neagră, așa, și una albă și chiar am tăiat o piesă în jumate, ca să fie dificultatea un pic mai mare, 3 sau 4 de exemplu. În felul următor am două puzzle-uri diferite, nivelul 1 spunem și nivelul 2, care strâng la fel. Piramida neagră
aici. Asta vine așa. Și așa. Super. Așa, în final am mai făcut încă o piramidă, un pic mai mare, cam așa. Chiar s-o primit destul de ok. Îmi place cum s-o primit piramida asta. Așa e solidă. Hai să vedem diferența cu astea mici. Așa, uitați-vă diferența. Asta mic așa. Așa, e un pic mai mare și arată mai solid. Super! Bun, cam despre asta a fost videoul de azi. Apropo, piramida asta este un puzzle copiat, nu l-am inventat eu. Cred că o să mai fac aici în atelier așa puzzle-uri. Așa că dacă îți place așa ceva, dacă îți place să lucrezi cu lemnul, abonează-te! Pune un like și ne vedem în videoul următor. Pe curând!